După ce Natasha a lămurit situația trioului din care făcea parte, surpriza vine din partea lui George. Acesta era pregătit să reaprindă flacăra iubirii în căsnicia lui. A venit la mine cu flori, trandafiri roșii și a cerut iertare și m-a rugat să fim împreună. Și a spus că nu o mai vrea, că a fost orb și nu a văzut. Pe ea o iubea cu sufletul. El vedea în acea femeie femeia vieții lui. Dar, practic, la mine găsea ce nu îi oferea ea. Adică o vorbă bună, o masă caldă când venea de la serviciu. Când lucrurile păreau că s-au așezat între ei, relația lor primește o nouă încercare. În 2017, în ianuarie, soțul meu a început să aibă probleme. E sufletul meu. Îl iubesc enorm. Și a început greu, încât de mine nu mai m-a interesat. Putea să întâmple cu mine orice, dar nu cu el. Durerile lui și durerile mele. Și cel mai tare mă durea că eram în imposibilitatea să-l ajut. Și am ajuns în faza în care mi-a tăiat piciorul. Eu, timp de un an de zile, am dormit prin spital, pe jos, pe ciment. Să nu-l las singur, să-i dau să mănânce, să-l schimb. Am uitat trecutul total. Important e să mă pot mișca și să respir pentru el. Și așa vom rămâne până la sfârșitul vieții, al meu sau al lui.